bastonul a fost lung prilej de vorbe și de ipoteze. Se pare că unora dintre locuitorii, concetățenii noștri, au făcut o pasiune pentru acest baston, au vrut să-l aibă cât mai aproape sau la locurile unde se adună fier vechi. Acest baston, în afară de momentul în care a fost așezată statuia, ansamblu sculptural a fost modificat prin furtul bastonului de 3-4 ori. De 3-4 ori a fost furat, de 3-4 ori l-am reașezat. Ultima oară era furat, va reveni cu el reașezat. Primarul orașului Adrian Stan a declarat că până la începutul verii techir va reveni pe locul său. Cu acest prilej, el va primi și un nou baston după ce ultimul i-a fost furat. Proiectul care vizează amenajarea falezei din Techirghiol are o valoare de 1 milion de euro și va fi finalizat la sfârșitul anului 2015.